Bună seara, bun găsit la Obiectiv! Trei persoane au fost rănite în această dimineață într-un accident produs pe raza comunei Crasna. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate. Autoturismul a luat foc în urma impactului. Un pompier care trecea prin zonă cu mașina a oprit și a stins flăcările. În autoturism se aflau patru persoane. Trei au fost rănite și au fost transportate la spital, una dintre acestea fiind inconștientă. O mașină în care se aflau patru persoane a derapat în această dimineață și s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Accidentul a avut loc pe raza comunei Crasna. În urma impactului, mașina a fost cuprinsă de flăcări, iar din fericire toți pasagerii au reușit să iasă la timp din autoturism. Mașina implicată în accident depășise înaintea impactului un autoturism al unui pompier aflat în timpul liber. Acesta este cel care a acordat primul ajutor și a intervenit cu un stingător pentru a lichida incendiul. Doratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Crasna, în care a fost implicat un autoturism care a lovit un cap de pod. Din datele apelantului reieșea faptul că în autoturism sunt patru persoane, iar în urma impactului autoturismul a fost cuprins de flăcări. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj pentru descarcerare și un echipaj SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, un echipaj de stingere din cadrul gărzii de intervenție în Novaș, precum și două echipaje din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj. Din fericire, în momentul impactului, unul dintre colegii noștri, aflându-se în trafic, a intervenit și a stins incendiul la autoturism și le-a ajutat pe cele patru victime să iasă din autoturism. Doi tineri de 17 ani și un bărbat de 37 de ani au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto în vârstă de 19 ani a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat faptul că un tânăr de 19 ani din comuna Crasna, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității de domiciliu, a efectuat manevră de depășire a unui autoturism prin loc nepermis, iar într-o curbă a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. În urma impactului, doi tineri de 17 ani și un bărbat de 37 de ani, pasageri în autoturism, au suferit mai multe leziuni fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii le reamintesc conducătorilor auto, în special celor care nu au experiență în conducerea autovehiculelor, să respecte regulile de circulație pe drumurile publice pentru evitarea unor astfel de evenimente care pot avea uneori consecințe deosebit de grave. APA Regio a fost amendată cu 5.000 de lei de către Direcția de Sănătate Publică Gorj și dată pe mâna organelor de anchetă, după ce în mass media au apărut filmări cu un angajat al societății care golea o vidanjă cu dejecții în râul Jiu și polițiștii au deschis dosar penal în acest caz. Fapta constituie infracțiune și conform legii se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Garda de Mediu Gorj, Direcția de Sănătate Publică și Sistemul de Gospodărire a Apelor s-au autosesizat și au demarat încă de la sfârșitul săptămânii trecute o anchetă după ce Claudiu Fiu, unul dintre șefii Agenției Județene a Vânătorilor și Pescarilor Gorj, a postat pe internet o filmare cu o vidanjă aparținând operatorului de apă și canal din Târgu Jiu, care era golită într-un canal care trece prin curtea instituției și se varsă în râul Jiu. După ce Inspectoratul Județean de Poliție a deschis un dosar penal în acest caz și celelalte organe de control au aplicat sancțiuni. Încă de data de vineri, 6 iulie, am demarat un control la operatorul APA Regio S.A., operator care se face vinovat de săvârșirea faptei prin data de 6 iulie prin descărcarea de ape în canalul Orinou. A fost prezent cu noi la control reprezentanții Direcției de Sănătate Publice, Gorj, și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, instituție care are în administrare un laborator autorizat pentru efectuarea de analize la primare. S-a procedat în data de 6 iulie la prelevarea de probe de apă, atât din canalul Odinov, cât și din emisarul natural Jiu. În urma celor întâmplate, societatea APA Regio a fost amendată de către Direcția de Sănătate Publică Gorj cu suma de 5.000 de lei și a primit interdicția de a mai face deversări în râul Jiu. Mai mult, reprezentanții gărzii de mediu au precizat că vor pune la dispoziția organelor de anchetă documentele relevante în acest caz pentru ca polițiștii să poată finaliza cercetările. De ieri a fost finalizat controlul la APA Regio. Rezultatele acestui control concluziodându-se în următoarele. Fapta a fost însușită de salariații APA Regio și în urma verificărilor făcute de către noi, împreună cu celelalte autorități de control, au fost stabilite următoarele. Direcția de Sănătate Publică Gorj a sancționat contravențional operatorul APA Regio cu amendă în valoare de 5.000 de lei. Garda de Mediu va pune la dispoziția Inspectoratului de Poliție Județean Gorj toate documentele relevante în soluționarea dosarului penal
care a fost întocmit pentru săvârșirea unei contravenții în domeniul protecției mediului, iar sistemul de gospodărire a Apelor Gorj se obligă să pună la dispoziție atât autorităților de control cât și a organelor de cercetare penală rezultatul analizelor la probele prelevate și, foarte important, interpretarea acestora. Paralel cu aceste măsuri pecuniare au fost stabilit și un program de măsuri operatorului APA Regio, prin care i s-a interzis cu desăvârșire descărcarea oricărui tip de apă în acest canal de ape pluviale și în același timp a fost atenționat cu privire la respectarea tuturor condițiilor din autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor, autorizații în baza căruia desfășoară activitatea. În acest caz, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a deschis un dosar penal în REM pentru săvârșirea infracțiunii de descărcare a apelor uzate și a deșeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate. Primarul orașului Rovinari, Robert Filip, vrea să scoată 5.000 de oameni în stradă în cazul în care guvernul va decide în perioada următoare să redeschidă depozitul de cărbune de la cariera Roșia. De aproape 10 ani, SNLO și acum Complexul Energetic Oltenia încearcă să amenajeze un nou depozit de cărbune pentru cariera minieră Roșia. Din motive diferite, depozitul nu a mai fost amenajat nici până în ziua de astăzi. Robert Filip a anunțat că a discutat cu șefii Ministerului Mediului, însă a primit un răspuns evaziv legat de situația de depozitului de cărbune de la marginea orașului. Acesta a precizat că și-a cumpărat inclusiv un cort pe care îl va monta lângă depozitul de cărbune și va protesta acolo în cazul în care va fi redeschis. După insistențe venite chiar din partea gărzii de mediu, vechiul depozit a fost închis în urmă cu 2 ani. În mod surprinzător a fost redeschis provizoriu în toamna anului trecut pentru că nu exista un loc pentru a depozita cărbunele extras la cariera Roșia și necesar pentru funcționarea grupurilor energetice ale termocentralei Rovinari. Anul trecut, guvernul a anunțat că până în 2019 vechiul depozit de cărbune al carierei Roșia va fi deschis în perioada de iarnă pentru a asigura stocurile de cărbune în vederea producerii de energie electrică. Prin urmare, primarul din Rovinari, Robert Filip, se așteaptă ca și anul acesta depozitul să fie redeschis temporar. Edilul spune că poluarea în zonă este una greu de suportat de către cetățeni. Praful de cărbune și zgomotul le fac viața foarte grea locuitorilor orașului. Robert Filip a anunțat că a discutat cu șefii Ministerului Mediului, însă a primit un răspuns evaziv legat de situația depozitului de cărbune de la marginea orașului. Filip a spus că și-a cumpărat inclusiv un cort pe care îl va monta lângă vechiul depozit de cărbune și va protesta acolo. Mai mult, edilul vrea să scoată în stradă numai puțin de 5.000 de oameni pentru a trage un semnal de alarmă în acest sens. Guvernul va deschide. Guvernul, dacă ajunge să ia această hotărâre, ia această hotărâre în baza incapacității, nu știu, de muncă, de voință, mentale poate, Doamne ferește, e posibil orice în lumea de astăzi, a celor de la complex, pentru că n-au fost în stare în 6-7 ani de zile ca să finalizeze acest depozit. Am fost în teren la constructor și înțeleg că sunt gata cu depozitul 90%, dar n-au fost în stare ca să facă proceduri pentru niște benzi care să transportă acest cărbune acolo. Și atunci înseamnă că avem o problemă. Deci acest demers al guvernului poate să înceapă de la cei de la CEO, că n-au fost în stare de ultima dată când ne-au chemat acum un an jumate și am vorbit cu ei personal. Am înțeles ca să avem bunăvoință și deschidere ca să închidem ochii pentru încă un an să suporte oamenii acest staff și că e ultimul an. Și acum ni se spune, a, stai așa că nu e așa, că n-am știut. Dar mare, nu, da, dacă ajungem în situația asta în care să mi se spună că asta e, mai suportă și ei, că trăiesc, că lucrează oamenii acolo. Păi ce, suntem animale? Sau ce? Nu suntem nebuni la cap, suntem oameni întregi la minte, ca să avem o atitudine asta și să ne comportăm ca într-o junglă. Trebuie să-și vadă de treabă să-și termine depozitul, să ducă de cărbunele acolo, că au știut și acum un an jumate că nu era cărbune. Sau să-și ia catrafuse să pui și acasă cine nu-i pun. Asta e situația, nu? Deci ce să facem acum? Să le spună la oameni mai suportați că nu sunt unii în stare ca să ducă cărbunele acolo. Sau există alte soluții tehnice, cel puțin una, două soluții tehnice ca să ducă cărbunele în altă parte, nu în spatele orașului. Adică să merge Dumnezeu, zic, în țara asta sănătoasă, totuși la minte, nu știu, omul suprem, șeful suprem în țara asta e cetățeanul, da? Păi ce să le spună la oameni? Dom'le, stai puțin, că nu sunt unii în stare, hai să vă dăm praf cu dată, da? O să scoateți oamenii în stradă, dacă se va ajunge la asta. O să scot tot orașul în stradă și o să-mi iau un cort și mă pun un cort acolo să-mi dacă pun cărbune pe noi. Și să nu vină lupii moraliști ca să spună, a, păi ce vrei, domne, să închizi complexul? Nu, domne, să-l închideți vreți voi, că nu sunteți în stare ca să faceți ce aveați de făcut, stocuri de cărbune și așa mai departe. Nu vreau eu să-l închid, că nu-i treaba mea. Eu sunt singura primărie că din țara asta care dau certificate de urbanism într-o zi.
Supărat că a pierdut la Păcănele, un bărbat de 30 de ani din Târgu Jiu s-a răzbunat pe mașina oferită ca premiu de o sală de jocuri de noroc. Patronul localului a depus plângere la poliție pe numele acestuia, iar oamenii legii l-au dus la sediul IPJ Gorj pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului creat. Mai mult, târgujianul s-a ales și cu dosar penal pentru distrugere. Foc și pară că a pierdut banii la Păcănele, un bărbat din Târgu Jiu a decis să se răzbune, nu pe aparatul agenției, ci pe mașina oferită ca premiu de patronii sălii de jocuri expusă chiar în fața localului. A început să lovească autoturismul cu pumnii și picioarele, distrugând mai multe componente ale acestuia. Patronul agenției a depus plângere la poliție, iar târgujianul a fost chemat la sediul IPJ Gorj să dea explicații pentru fapta sa. La data de 10 iulie anul curent, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată de administratorul unei societăți comerciale din localitate despre faptul că un bărbat a provocat distrugerea la un autoturism expus în fața localului. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat faptul că un bărbat de 30 de ani din municipiul Târgu Jiu, nemulțumit de câștigurile realizate la jocurile de noroc, a distrus prin lovire mai multe componente ale unui autoturism expus pentru o tombolă în fața localului. Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului creat. Pe lângă faptul că s-a ales cu dosar penal pentru distrugere, bărbatul trebuie să mai repare și mașina pe care s-a răzbunat. Angajații Regiei Autonome de Transport București fac din nou subiectul știrilor negative. De această dată, victima lor a fost un târgujian care tocmai se întorcea de la Paris, unde își petrecuse vacanța. Bărbatul a fost luat peste picior de angajatul unei case de bilete de pe aeroportul Otopeni, în momentul în care a cerut informații despre o cursă vrând să ajungă în Gara de Nord. Târgujianul a depus o plângere la RATB, iar reprezentanții unității au cerut scuze pentru cele întâmplate și l-au sancționat pe angajatul recalcitrant. Constantin Țăpuș se întorcea de la Paris, unde și-a petrecut vacanța alături de nepotul său stabilit acolo de câțiva ani. Nici nu a aterizat bine pe aeroportul Otopeni, că târgujianul a simțit că a ajuns pe pământ românesc. A mers la o casierie aparținând Regiei Autonome de Transport București și a cerut informații despre o cursă, vrând să ajungă la Gara de Nord din capitală. Răspunsul angajatului l-a lăsat însă fără cuvinte. În momentul când am ajuns pe aeroport, cam după orele 8 de seara, am coborât cu bagajul la plecări, așa, să iau o cursă spre Gara de Nord. Mi-am plătit biletul printr-un SMS, pentru că există posibilitatea să plătesc biletul prin SMS, dar nu știam la ce oră vine mașina care mergea la Gara de Nord. Și am văzut un chioșc RATB la câteva, acolo în apropiere de stație, și m-am dus la funcționarul de acolo. Nu era nimeni la coadă și am zis, domnule, zic, bună seara, autobuzul de merge în Gara de Nord la ce oră pleacă de la peron? Și la care respectivul mi-a răspuns, zice, vedeți că e un tabel pe geam. Deci pe geamul chioșcului respectiv. La care eu am răspuns, domnule, zic, uitați-vă la mine, am și o vârstă, n-am mutere la îndemână, aveam pe undeva prin bagaj, n-am mai stat eu să mai caut, aveam două bagaje după mine, zic, ieși întuneric aici și nu văd ora. Nu puteți să-mi spuneți ora când pleacă autobuzul? El, după care el zice, la orele 21 și altă dată când pleca la drum să vă luați ochiare cu dumneavoastră. Deci, doamnă, deci ascultați un asemenea, am fost și șocat în așa de moment, zic, pentru replica respectivă. Parcă aveam eu o vină că l-am întrebat să-mi dea un răspuns. Până la urmă asta era datoria lui. Era datoria lui, exact. Eu n-am întrebat, chiar dacă întrebam ceva care nu ținea de, cum să zic eu, de ceea ce trebuia eu să fac acolo. Genul, domnule, știi cumva un hotel din București? Și acolo, în această întrebare putea să-mi dea un răspuns, unul așa, unul care să nu fie jignitor. Gorjanul a precizat că într-o altă țară funcționarul ar fi rămas imediat fără locul de muncă. Acesta a depus plângere la RATB împotriva angajatului recalcitrant. Tipul mai era cu o doamnă în chioșc. Probabil că l-am deranjat într-o discuție, nu știu, era o prietenă, era o cunoștință, era o colegă de serviciu, asta nu pot să știu. Dar nu se poate, vă spun, pentru asemenea răspunde într-o țară din care am venit eu, în secunda a doua era dat afară. Înțelegeți dumneavoastră, deci nu se discuta, nu se poate. Am fost în Franța, am fost în mai multe țări, dar vă spun, nu cunosc prea multe, deci nu știu prea multe cuvinte în franceză, dar suficiente să mă exprim la modul ăsta, să întreb de un autobuz sau de un tren, ce ar fi fost în funcționare de acolo, să spun, uite-le doi pe monitorul respectiv și vezi acolo ce mă întreb pe mine sau ceva de genul ăsta. E inadmisibil așa ceva, deci putea să vină, repet, un francez care nu știa decât câteva cuvinte, exact câte știu și eu în franceză, să întrebe același lucru.
să dea un asemenea răspuns. Ia zi-mi ochelarii cu dumneata când pleca, domn, dacă nu vezi să citești sau ceva de genul ăsta. La scurt timp, Târgu Jianul a primit și răspunsul de la RATB, care l-a anunțat că va lua măsuri împotriva angajatului. Stimate domnule Țăpuș, ca urmare a mesajului dumneavoastră, vă transmitem că regretăm cele întâmplate și vă comunicăm că RATB nu tolerează și nici nu permite comportamentul nepotrivit al angajaților, aceștia fiind sancționați atunci când se constată încălcări ale prevederilor codului muncii și ale regulamentului intern. Fiecare sesizare primită la adresa unui salariat este înscrisă în fișa sa personală și se ține cont de aceasta la evaluarea anuală a angajatului. În vederea evitării unor situații similare pe viitor, s-a luat măsura atenționării casierului reclamat, insistându-se pe aspectele vizând comportamentul civilizat, demn și politicos în relațiile cu clienții, iar activitatea sa va fi monitorizată. Facem precizarea că până în prezent nu s-au înregistrat astfel de sesizări. Vă rugăm să primiți scuze pentru neplăcerea produsă și totodată vă mulțumim pentru că ne ajutați să corectăm unele deficiențe survenite în activitatea noastră, au precizat reprezentanții Regiei Autonome de Transport București. Zeci de localități din județul Gorj au fost afectate de inundațiile produse în cursul zilei de ieri. Județul Gorj s-a aflat până recent sub avertizare de cod roșu de precipitații abundente, autoritățile locale demarând acum acțiunea de inventariere a pagubelor produse de inundații. Datele vor fi centralizate și vor fi transmise la nivel național. Autoritățile centrale au solicitat să fie evaluate în special clădirile afectate de inundații, care vor avea întâietate la distribuirea fondurilor pentru reparații. Sorin Arjoca, subprefectul de Gorj, a declarat că în urma reversării de ape au fost afectate gospodării și terenuri din 15 comune cu 39 de localități componente, un oraș, respectiv Novaci, precum și zona turistică Rânca. Potrivit subprefectului de Gorj, cele mai multe echipe au acționat în zona Alimpești. În urma precipitațiilor abundente căzute în ultimele zile și mai ales în cursul zilei de ieri și a scurgerilor de pe versanți și a băltirilor, s-a intervenit în bazinul hidrografic Ult Comunei Alimpești, în mai multe localități, pentru evacuarea apei din grădini și din curțile oamenilor și din anexele inundate. Astfel s-a intervenit în satul Alimpești, în satul Cipăcenii de Oteț și în satul Corsoru și în Istorești. Acum suntem ieșiți din codurile de atenționare meteo și hidro și urmărim în continuare evoluția fenomenelor pentru a nu fi surprinși de eventuale precipitații. Subprefectul de Gorj, Sorin Arjoca, a mai declarat că autoritățile locale au demarat de ieri acțiunea de inventariere a pagubelor produse de inundații. Datele vor fi centralizate de Agenția de Inspecții și Plăți. Conform reprezentantului Guvernului în teritoriu, solicitarea autorităților centrale a fost ca obiectivul principal al autorităților locale să fie evaluarea în special a clădirilor afectate de inundații. În baza documentațiilor care vor fi întocmite de echipe mixte la nivel local, Guvernul intenționează să acorde din fondul de intervenție sume de bani pentru reconstrucția imobilelor. Inclusiv ieri s-a lucrat pentru evaluarea pagubelor în zonă, pagubelor produse în perioada anterioară. Urmează ca în zilele următoare, împreună cu cei de la Agenția de Inspecție și Plăți, să evaluăm pagubele produse clădirilor, locuințelor, pentru că ni s-a solicitat acest lucru în vederea acordării de despăgubiri din fondul de intervenția al Guvernului. Sunt niște criterii, pagubele trebuie să depășească peste 50% din valoarea imobilului. Așa că mâine, în cursul zilei de mâine, vom trimite aceste echipe mixte să facă evaluările în zonele afectate. Traficul rutier pe drumul județean 665 în zona localității Cernădie se reia de astăzi. Drumul face legătura între orașul Novaci și comuna Baia de Fier. Șoseaua a fost afectată din cauza unei viituri, iar circulația a fost oprită în urmă cu 3 săptămâni. În tot acest timp s-a lucrat la o variantă ocolitoare. A fost instituită însă o restricție de maxim 5 tone pentru autovehiculele care tranzitează punctul respectiv. Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, instituție care administrează drumul respectiv, a declarat că traficul rutier în zona Cernădie se va relua de astăzi. Va fi instituită însă o restricție de maximum 5 tone pentru autovehiculele care tranzitează punctul respectiv. Noi am avut o problemă pe drumul județean între localitățile Baia de Fier și Novaci, la Cernădie. Am fost alaltieri acolo, am văzut varianta provizorie de ocolire, s-a terminat lucrarea. În momentul de față, o echipă tehnică din cadrul direcției tehnice se deplasează împreună cu serviciul poliției rutiere la această variantă.
Cred că la ora 12 se va da drumul la circulație. Merg acolo pentru a stabili dacă sunt corect instalate semnalizările, dacă lucrarea este ok, și noi sperăm că la ora 12 să se redea circulație. Potrivit lui Ninel Mușa, lucrările la varianta ocolitoare au fost realizate cu fonduri de la Consiliul Județean Gorj. Suma alocată a fost de 20.000 de lei. Ninel Mușa a mai spus că pentru lucrările de reparații în zona afectată de viitură este necesar un buget de 1 milion de lei cu TVA inclus. În acest sens au fost solicitate fonduri de la guvern. Am solicitat de la guvern pe fondul de investiții bani pentru această lucrare. Valoarea solicitată este 1 milion de lei. Dar cu TVA. Varianta aceasta este o variantă provizorie. Da. Știți că n-am încă, dar estimativ undeva la 200 de milioane. Municipalitatea a demarat un program amplu de reabilitare a unităților de învățământ din Târgu Jiu, care se va desfășura pe perioada vacanței elevilor. Sunt vizate sălile de clasă, laboratoarele, cantinele, dar și căminele și sălile de sport. În paralel, se vor executa lucrări și pentru extinderea unor instituții de învățământ, respectiv la școlile generale Alexandru Ștefulescu și Sfântul Nicolae și la colegiile naționale Tudor Vladimirescu și Spiru Haret din municipiu. Lucrările de reparații și igienizare sunt în plină desfășurare în toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Târgu Jiu. Sunt vizate sălile de clasă, laboratoarele, cantinele, căminele și sălile de sport. Raul Chiriac, directorul Serviciului Investiții din Primăria Târgu Jiu, a dat asigurări că toate lucrările vor fi gata la începutul lunii septembrie pentru a nu afecta procesul didactic. Ceea ce privește unitățile de învățământ, se derulează un program complex structurat pe două direcții. Pe de o parte, lucrările de reparații care se fac în această vară, astfel încât toate unitățile să fie pregătite la începerea noului școlar, asigurând condiții corespunzătoare, și aici se execută o serie de lucrări, de la igienizările și reparațiile în sălile de clasă, grupuri sanitare, săli de sport, cantine, reparații pardoseli și toate lucrurile necesare stabilite împreună cu conducerile unităților de învățământ. În paralel se execută un program de modernizare și extindere a unor instituții de învățământ. Lucrările vor fi gata în cursul anului viitor. Sunt efectuate lucrări de extindere la școlile generale Alexandru Ștefulescu și Sfântul Nicolae și se vor reabilita atelierul de la Liceul Auto și clădirile colegiilor naționale Tudor Vladimirescu și Spiru Haret din municipiu. Pe de altă parte, se derulează un program complex de investiții, investiții care vizează modernizarea, extinderea și reabilitarea infrastructurii educaționale. Sunt obiective majore, unele din acestea se vor finaliza în acest an, iar toate celelalte practic până la finalul anului viitor. Și aici sunt, pe de o parte, avem în program cuprinse obiectivele din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțarea la bugetul de stat, în care se realizează o serie de investiții atât la unitățile de învățământ preșcolar, la școli generale, și aici este vorba de extinderea școlii generale Alexandru Ștefulescu și a școlii generale Sfântul Nicolae, de asemenea la liceele tehnologice, amenajarea atelierelor de la Liceul Auto, precum și reabilitarea corpului de la grupul școlar agricol Bârsești. Două investiții mari privind reabilitarea Colegiului Național Tudor Vladimirescu și a Colegiului Național Spiru Haret. De asemenea, municipalitatea intenționează să realizeze în acest an și alte investiții la unitățile școlare din Târgu Jiu, ce vor fi efectuate cu bani de la bugetul local. Sunt cuprinse în program o serie de investiții care se vor finaliza în acest an, finanțate 100% de la bugetul local. Și aici este vorba de amenajarea bazelor sportive la 6 unități de învățământ, care sunt dispuse practic în toate zonele municipiului. Aici, la fiecare unitate de învățământ, vor fi realizate câte 3 terenuri de sport pentru fotbal, basket și teren multifuncțional pentru volei și tenis, toate acestea cu suprafață sintetică, cu toate dotările necesare, inclusiv instalațiile de iluminat pe timp de noapte. Autoritățile din Târgu Jiu demarează mâine cea de-a doua acțiune de dezinsecție din acest an. Astfel, municipalitatea a comunicat că în data de 12 iulie, începând cu ora 5, va avea loc un nou tratament contra căpușelor și populației larvare și adulte de țânțari, realizat prin pulverizare aeriană.
Aviotratamentul va viza zonele cu vegetație abundentă, precum și în zona râului Jiu. Acțiunea are drept scop reducerea densității insectelor în municipiul Târgu Jiu și se desfășoară respectând normele sanitare specifice. Substanțele folosite la dezinsecție sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt dăunătoare oamenilor și animalelor. De asemenea, autoritățile solicită apicultorilor luarea măsurilor necesare pentru protejarea albinelor. Primăria municipiului Târgu Jiu va executa în data de 12 iulie, cu începere de la ora 5, un tratament contra căpușelor și populației larvare și adulte de țânțar, realizat prin pulverizarea aeriană. Pulverizarea aeriană va viza zonele cu vegetație abundentă, precum și zona râului Jiu. Acțiunea are drept scop reducerea densității insectelor în municipiul Târgu Jiu și se desfășoară respectând normele sanitare specifice. Acțiunea de pulverizare a substanțelor prin aviotratament se va executa doar în cazul în care condițiile meteo sunt favorabile. Ploile au afectat campania de recoltare a cerealelor păioase. Direcția pentru Agricultură Gorj a anunțat că de 4 zile combinele nu au mai intrat în lanurile de grâu la treierat. Dan Tănăsescu, directorul Direcției pentru Agricultură Gorj, a precizat că va mai dura însă până când se vor retrage apele și nu se va mai înregistra fenomenul de băltire în lanurile de grâu. Până în momentul de față, din 9.983 de hectare însămânțate cu grâu au fost recoltate 2.000 de hectare, ceea ce reprezintă aproape 21% din total. La ors, din 461 de hectare, recoltarea a fost realizată pe 86% din suprafață. La triticale au fost erate 400 de hectare din 2.285 de hectare cultivate. Potrivit lui Dan Tănăsescu, directorul Direcției pentru Agricultură Gorj, pe anumite zone fenomenul de băltire arată că este un surplus de apă în sol. În Gorj au fost înregistrați și 80 de litri de apă pe metrul pătrat. Precipitații abundente în județul Gorj, ceea ce a făcut ca treieratul să staționeze, de 4 zile nu mai pot intra combinele, cred că o să mai stea și încă 3 zile, cred că și săptămâna asta până se încălzește. Problema nu e că grâul deasupra nu este uscat, problema este că e fenomenul de băltire, nu pot să intre combinele în lan pentru că rămân împotmolite. La nivelul județului Gorj, până în prezent, din 9.983 de hectare de grâu, s-au treierat 2.000 de hectare, deci undeva procentul de 20-21%. La ors, din 461 de hectare, suntem 86%. În aceste condiții, fermierii sunt îngrijorați pentru că grâul stă în apă în anumite zone și se poate deprecia. Chiar și așa, situația județului Gorj este una mai bună față de alte județe, unde culturile sunt sub apă. Avem în județ cea mai cumulat 20 de litri cel mai puțin și 80 de litri cel mai mult. Deci vă dați seama, aceste precipitații au făcut ca procesul de recoltare a cerealelor păioase să fie stagnat de mai multe zile. Îngrijorarea noastră este datorită băltirilor. Sunt suprafețe, eu ieri am fost în teren, sunt suprafețe care și datorită vântului au căzut, mai stau în apă. S-ar putea să avem și fenomenul de încolțire, adică sigur va fi o depreciere a grâului. Știrile au ajuns la final, sunt Mirela Drăgan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Acces TV. În doar câteva minute, colegul meu, jurnalistul Leonard Filip, vă așteaptă la punctul PI.